Câte lucruri noi frământă, dragi frați, pe oameni. Câte lucruri noi interesează pe oameni. N-au fost numai pe vremea Apostolului Pavel oameni care să-și petreacă timpul în piață cu flecăreala, ce mai e nou. Și astăzi îi găsiți și dumneavoastră. Nu trebuie să ieșiți numai miercuri, îi găsiți în fiecare zi. Așa suntem și așa ne-am obișnuit și așa ne merge. Ori unul la altul la o cafea și uităm să mai mergem acasă de la vecinul, ori câteodată strâns pe unde nu trebuie, ori câteodată. Concluzia simplă care de aici, cam puțină frică de Dumnezeu în zilele noastre. Sunteți de acord? Și din dimensiunea asta închipuiți-vă ce vreți să vă închipuiți. Vorbirea de rău, bârfa, vânzarea, natura nației din care ne tragem fără onoare și demnitate de multe ori, e greu să ne confruntăm față de istoria care o știm noi că am fost patrioți de când e lumea, creștini de când e lumea. Parcă n-am avea nevoie de multe, că suntem bravi. Dimpotrivă, cuvântul lui Dumnezeu ni se aplică așa de usturător. Suntem ticăloși, săraci, orbi și goi și câtă nevoie avem de El să ne îmbrace, să ne dea hainele mântuirii și să ne facă oameni după asemănarea Lui. Credeți? Dacă ceva are nevoie națiunea noastră, cred că asta are nevoie, să o schimbe Dumnezeu din temerii. Să ridice bărbați și femei evlavioase, la care să nu le fie rușine să le spună că ei sunt al lui Hristos. Atunci a fost chemat să fie ai lui Iisus Hristos în Roma, în Corint, în centru cel mai de minune al lumii de atunci, destrăbălat și străcat. Citiți în Roman și vă îngroziți cum îi vedea oamenii Pavel în vremea lui. Nu numai că erau de minune, era și făloși că ce oameni au ei în societate și ce mai fală și astăzi. Să ajungă societățile creștine de aici, din Occident, să tăgăduiască pe Dumnezeu, dar să legalizeze homosexualitatea, nu? Suntem într-o situație de derivă. Nu o să găsim nordul și sudul pe busolă niciodată. O singură recomandare o avem ca să ne putem dezmetici din beția aceasta. Să ne întoarcem la cărările vechi și să căutăm în cuvântul Domnului că nici una nu va da greș. Cuvântul lui Dumnezeu e adevărul. Numai că asta nu ne cam trebuie în zilele de azi. Probabil și la mulți frați li s-au urât cu adevărul. Dar să știți că pe nimic nu poți fi mai sigur decât pe cuvântul Sfântei Scripturi. Orice știre ține de seară până dimineață și nici ea nu-i sigură că nu-i poți verifica sursa. Scriptura are o garanție care nu are nimeni. Cerul și pământul vor trece, dar o virgulă din ea nu va trece. Trăiască Domnul! De-aia am zis că ce multe lucruri îi frământă pe oameni. Cum sunt oamenii? În ce împrejurări ne aflăm? Ne învață Apostolul Pavel că în zilele din urmă vor fi zile excelente, abundență, distracție. Ce ai vrut? Sălbăticie. Dar toate acestea, chiar dacă sunt așa, să știți că zilele sunt grele. Zilele sunt grele pentru cel ce mai are ceva înăuntru lui. Pentru cel ce nu mai are nici suflet, nici omenie, nici caracter, nici frică. Pentru ăla sunt excepționale, de astea zile nu mai fost. Poți să fii sălbatic că nu-ți face nimeni nimica, dacă ai oameni, calci în picioare tot. Dar dacă ai frică de Dumnezeu, suspini și gemi și Dumnezeu să-ți audă suspinul și geamătul tău. Mă bucur mult și am zis la Daniel, dacă Dumnezeu e cu mine, și eu vin săptămâna ce vine să mă rog cu voi. Până aveți gândul ăsta în voi, încă trăiți. Slăviți să fie Dumnezeu pentru Biserica Betania. Faceți-o, fraților, că Dumnezeu e aproape. E în gura noastră, e în inima noastră, numai să-L ascultăm. El ne cheamă aproape de El. Și vă mai aduceți aminte de cuvântul care a fost dat aici prin fratele Enți în notele alea de rugăciune? Să ieșim de acolo din grotele noastre, din peșterile noastre, din văgăunile noastre, să ne arătăm înaintea Domnului în lumină și să ne pună într-o stare după voia Lui. Amin? De-aia, frați și surori, continuu și spun. Printre multe preocupări, auziți ce întrebare îi se pune la Iisus din mulțimea care îl înconjura, care îl acompania, care îl însoțea. Doamne, or fi mulți pe calea asta a mântuirii. Este și calea mântuirii, fratele, este? Ei, dar dacă nu vintezi bineșor pe calea mântuirii, ce părere avem noi de imaginea noastră, de poziția noastră, de
Nu ne-am fi rătăcit, cum zic ei în lumea asta când zic câte o bajocură. Mă, tu nu vezi că tăți mărg în col, tu dici vin coci. Dar fraților, are Iov o vorbă și Iov spunea în felul următor, du-te și învață de la viețuitoare, învață de la cutare, învață de la furnică. Știți la ce aș vrea să vă gândiți un pic să vă opriți? La sensul mersului pe apă a peștelui. Peștele merge de acolo de unde izvoraște până la cursul de vărsare în celălalt râu și a merge. Pornești din râul mare împotriva cursului până la izvor. Și în special, soiul care se găsește și aici în Ariași, de la Buru încolo, dacă nu s-a atacat de toxicile astea de la Roșia Poiani. Păstrăvul. M-am dus pe vară la ocolișăr și încă îi vezi sărind în apă și urcă în sus către rădăcină, către izvor. Nu seamănă cu aia că cerbul caută izvorul de apă. Ei, dacă nu chiar toți sunt pe calea mântuirii, îți puțin cei ce o află, îi ce o află și o găsesc, indiferent că ceilalți nu cred, ei știu pe ce cale sunt, că nu s-au dus singuri pe calea aia, Dumnezeu ne-a smuls din întuneric și ne-a așezat pe drumul ăsta, lăudat să fie Domn. Așa, în ambiția omenească, e greu să lămurești un om să vină la pocăință, să-i spui că Dumnezeu a trasat o cale și acolo nu umblă nimeni decât cei sfinți merg pe ea. E greu să-i spui la om că nu cu mărtății bine, că este altceva ce Dumnezeu cere aparte, pentru că în lumea aceasta ne găsim într-o împărăție ostilă lui Dumnezeu. Împărăția aceasta a întunericului există în realitate bine organizată și structurată și cârmuită de niște împărați, niște prinți ai întunericului, pe care dacă i-am cunoaște, bine, bine ne-am putea dezmetici cât înșelăciune la tot pasul, în tot locul și în orice ungher al societății și vieții societății. În ce poți tu să ai încredere că nu te înșală? În ce? Nici la locul de muncă n-ai încredere, nici în învățătura seculară, nici în culturi și în filozofie, nici în religiile lumii, nici chiar în tot ce se poate apropia omul să aibă acces, nu te poți încrede. În spate totdeauna ai un pericol, în spate întotdeauna ai o vigilență și trebuie să o manifesti în mod sănătos. Moare aici ței. Sunteți de acord ce spun sau nu sunteți? Altfel, așa simplu scrie pe fruntea noastră cuvântul ăla nedorit, fraier. Mă te trezești că te-ai fript în bancă, te-ai fript la servici, te-ai fript la școală, te-ai fript în societate, te-ai fript într-o funcție, te-ai fript într-o căsătorie, te-ai fript într-o religie că te-ai dus acolo. Credeți ce vă spun? Poate că e bine să vă povestească mulți din Occident, să vedeți. Poate e bine să știți că multe familii au de suferit că au înghițit pe nemestecate. Poate e bine să știți că mulți oameni nu se mai vindecă din strâmbătatea în care au ajuns, nu se mai pot îndrepta nicicum. Poate că e bine să știți că cu ce s-au hrănit, i-au intoxicat și o trăvit pentru totdeauna. Domnul Iisus, la întrebarea aceasta, care e pertinentă, adică legată direct de adevăr și nu-i nesinceră, de aia eu răspuns Iisus, Domnul Iisus, la întrebarea asta, care îi la obiect, adică nu a fost ceva, hai să mai povestim ceva la un cafea. La întrebarea asta, care e chiar așa de vitală, care poate te-a interesat dacă umbli la adunare, prietene, și pe atât și pe noi, frate, ar trebui să ne intereseze de atâția ani la adunare. Cum e cu calea mântuirii? Merge cineva? Este calea mântuirii? Îți mulți? M-am mirat de Domnul Iisus, o acceptat întrebarea, o considerat-o repet, pertinentă la obiect și destul de interesantă ca să-i răspundă. Domnul Iisus, la ce n-o trebuie, n-o răspuns. Eu lăsat și s-o dus întreabă-și. Domnul Iisus nu s-a acățat la miștocăreli, la bajocuri, nu s-a acățat la bancuri. Domnul Iisus Hristos a avut numai cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci Domnul Iisus răspunde și spune așa. Nevoiți-vă să intrați pe calea cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Așa am crede într-un mod comun cum cred toți oamenii. Da, da, când e vorba de bătrânețe, trebuie să te mai gândești și la suflet. Atunci, da, va fi așa. Acum nu vezi că toată lumea se uită la ei, mă, ăștia-s pleava societății. Ăștia și-au ratat viitorul.
nu și-o trăi viața, nu știu ce-i distracția. Uite-te la ele ce frumoasă sunt toate, păcate le-are, mă. Uite-te la ele, mă, ce frumos, uite. Ăștia nu știu să se folosească de timp, de bani, de frumusețe, de poziție. Păi, să te pocăiești. Aceea, fratele Andruș, fratele Ghițu, fratele Porus, frate Cutare, fratele Florea, trebuie să caute și ei, că de-o vine copârșăul. Domnul Iisus spune ceva și știți de ce vorbesc așa, știți? Vă aduceți aminte că am avut pe fratele meu? Vă aduceți aminte? Lăsa pe tata în drum și el nu venea în biserică. Aici e fratele Ghițu, îi zicea să rămână și fratele de multe ori l-a îndemnat. Aici e fratele Ion, aici e zverișorii mei. O mai avut timp să facă el discuția asta? O mai avut timp să aleagă? Veni de la servicii dimineața nu s-a mai sculat, la 46 de ani. Zice Biblia un adevăr peste care nu trece nici înverșunatul ateu care contrazice existența lui Dumnezeu, nici nebunul din Psalmul 14 care zice în inima lui că nu este Dumnezeu. Când ne-a făcut Dumnezeu după chipul și asemănarea lui, ne-a pus în inimă gândul veșnicii. Ăsta nu-l poți scoate din buzunar cum scoți telefonul să-l pui pe masă și să nu mai ai treabă cu el. Ăsta nu-l poți pune pe raft cum pui Biblia și nu te mai uiți în ea. Unii nu vin la adunare să n-audă că-i roade. Alții nu mai citesc în Scriptură că-i condamnă. Am văzut oameni când văd scriu tot rămură, stau să leșine. Ăsta va fi cu noi și va fi dincolo în noi și nu poate fi șters. Locul lui Dumnezeu îi în gândul veșniciei pus în noi. Amin? Ce credeți că m-au dus la biserică la 16 ani și m-am pocăit în 76, m-am botezat? Dar eu la adunare, ia-ți verișorul meu, din 73 mergeam în Valea. Eram în dosul Napoli printre singurii băieți pocăiți cu frate sau. Faptul că am simțit în sufletul meu că Scriptura are dreptate și Dumnezeu vorbește adevărul. Și nu eu îl voi căuta într-o zi să mă socotesc cu el. El oricum se va întâlni într-o zi să se socotească cu mine. M-am înfricat, la 16 ani m-am botezat, fraților. Este frate Ioane, că ești martor. Asta pentru că așa e scris în Scriptură. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca oricine crede în el și ascultă de el, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. În orgoliul acela tinereții mele, în vremea aceea când avusem puțin aripi, prisesem având promisiuni, era culmea culmilor ce-am făcut eu să mă întorc împotriva la tot ce era oportun. Și acum zicem noi astăzi, la tot ce era fezabil, adică calcule pușcau una cu alta, numai să mă fi ținut de înșelăciunea bogăților veacului și de mersul lumii. M-am întors la Dumnezeu. Un necaz cu tata și mama, un necaz cu rudele noastre, un necaz între cei care m-au cunoscut, un necaz la organizația de partid, un necaz la organizația de UTC. Foc și pară pe mine. Dar am 40 și ceva de ani de când m-am pocăit, fraților, și Dumnezeul meu e tot același ieri, așa veți. Proaspăt, viu, plin de putere, stânca vieții mele, binecuvântat să fie Domnul în care nu-i nicio nelegiuire. Credincioșia lui nu a fost de minciună nicio zi cu mine. El nu s-a jucat. El în tot ce mi-a promis a rămas credincios. Laudă lui! E, Domnul Iisus Hristos ca fiu al lui Dumnezeu, ca unul care a deschis calea asta defrișind cu tălpile lui cărarea, adică călcând primele urme. Domnul a făcut lucrul acesta și a spus prin gura lui cuvintele următoare. Voi cei trudiți și împovărați, care căutați ceva, care vă frământă ceva, care vă întrebați ceva, care vă interesați ceva, veniți la mine și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. E, fraților, aici când oamenii pun întrebarea asta, întrebarea asta e diferită puțin de oferta Domnului Iisus.
Dar este întrebarea sensului vieții unui om. Nu ne stoarcem noi creierii mâncându-ne timpul într-o școală, apoi într-un serviciu, poate unii se epuizează și dispar așa de mult să dedică carierei lor. Nu ne stoarcem creierii numai cu lucrurile lumii acestea. Când gândul acesta se aprinde ca o flacără, fiecare din noi stăm undeva liniștiți într-un colț și gândim la Dumnezeu. Doamne, cu mine ce va fi sensul meu care? Numai pentru atâta să câștig? Numai pentru atâta să trăiesc pentru asta? Ceva pentru ce trăiesc? Numai pentru atâta să fiu căsătorit și apoi copiii să sfârșească cu mine ducându-mă la azil? Doamne, numai pentru atâta, pentru nimica? Și revin, din mulțimea de oportunități la care ai acces, din panorama asta publică, unde te poți implica, din ofertele vieții, una se numește calea vieții, fraților. Una se numește calea vieții. E, dar zice că puțin sunt cei ce află. Și Domnul Iisus continuă și spune, nu că-s alarmist, spune în interpretarea textului care îl avem, nu că-s un alarmist, că-s unul care vă spun ceva ce vă amenin, nu că am treabă cu voi, dar este o altă vreme pe care nu voi trebuie să o fixați, e fixată undeva acolo în planul lui Dumnezeu. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi vă găsiți cumva afară, veți începe de acolo să bateți la ușă, să ziceți, Doamne, deschide-ne și se va răspunde. Nu vă cunosc de unde sunteți. Atunci de acolo veți începe să ziceți, noi am mâncat și am băut și tu ai predicat la noi în uletele noastre. Din nou vi se va răspunde, vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de mine, voi toți lucrătorii fără de legii. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților din partea voastră, căci îl veți vedea pe Avram, Isaac și Iacov, toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu. Pe voi scoși afară, vor veni de la răsărit, de la apus, de la miază noapte, la miază zi vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Nu s-a mai făcut așa mult caz de problema asta în alte evanghelii, dar aici Domnul Iisus spune așa de amănunțit aceste lucruri. Că în gândirea asta în care e inclusă istoria noastră temporară, în planul lui Dumnezeu veșnic, pentru toate lucrurile este un timp și o vreme. Sunteți de acord? Puneți-mi dumneavoastră în dreptul lui frate meu, s-a aplicat măsura asta, că a fost un timp și o vreme, spuneți-mi. Dar în timpul nostru poate aplica în viața noastră. Noi facem excepție? Noi avem un calendar al vieții de parcurs, fraților, și ne supunem acestui calendar, indiferent de mofturile noastre, de fala noastră, de îngânfarea noastră sau de necredința noastră. Și uitați-vă cu mine în Faptele Apostolilor la calendarul acesta așa de frumos deschis de Apostolul Pavel, unde Apostolul Pavel le predică la cei care toată ziua o tocau, să afle ce e nou, ce se întâmplă, ședea de apomană în piață, nici nu munceau, acățau oamenii de oaltă, așa ca cum se întâmplă omeniaște și în ziua de astăzi. Apostolul Pavel ia prilejul, plin de întărătare, plin de supărare pe ei, că religioși aveau așa o fațadă, arătau. Dar credincioși nu erau nimănui, nici la zeii lor, nici lui Dumnezeu. Însă interesant, în fervoarea a lor, în afirmația a lor că ei știu de toate, o scris unui Dumnezeu necunoscut. Pavel prinde prilejul și le spune, dacă chiar vă preocupă și asta și chiar creați o temă din asta, hai să vă spun ceva despre Dumnezeul acesta necunoscut. Și aici e calendarul vieții noastre în discursul și predica lui Pavel din Atena. Pe când străbăteam cetatea voastră, mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, eu am descoperit și un altar pe care e scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, aceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceasta aș vrea să vă vestez eu. Dumnezeu, care a făcut lumea, tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini, cum de obicei vedem că oamenii așa se înșală. Cred că într-o clădire numită biserică, acolo e Dumnezeu. No, Dumnezeu e peste tot, e în inima oamenilor
Și poate locui și fi și în biserică, când oamenii s-a lui Dumnezeu, că El e în mijlocul laudelor poporului Său. Amin. Dar nu clădirea îl aduce pe Dumnezeu. Noi îl purtăm pe Dumnezeu în noi. Amin? Ei, Dumnezeul acesta nu locuiește în temple făcute de mâini, nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ba. El dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi, le-a pus anumite hotare locuințelor, cu scopul să-L caute pe Dumnezeu, să se silească, să-L găsească bâșbâind, măcar că nu-i departe de fiecare din noi. În El avem viața, mișcarea și ființa, după cum și poeți au recunoscut că suntem din neamul Lui. Astfel, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să mai credem că Dumnezeu este asemenea aurului, argintului, pietrei cioplite sau meșteșugirii cu iscusința omului. Dumnezeu nici nu ține seama de timpurile de neștiință, poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că le-a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, despre care ne-a dat tuturor o dovadă netăgăduită că El a fost Fiul lui Dumnezeu când a vorbit cuvintele care le-am citit pentru predică. Că El este Mântuitorul lumii. Că El este Cel ce ne va judeca prin faptul că L-a și înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie Dumnezeu. Când le-a spus aceste lucruri, interesant că Domnul Iisus Hristos a vorbit cu oameni care sincer au întrebat ceva. Repet, Domnul Iisus nu s-a cățat de vorbă dacă era ceva zeflemea, banc. Credeți că îi preocupa pe oameni lucrul ăsta dacă au pus întrebarea, oare pe calea mântuirii mărmulți? Că dacă noi am fi așa de populari cum în bisericile astea oficiale, ortodoxă și catolice, cu toate năzdrăvăniile care le inventează ei, cu moștele, cu sărbători, cu purgatoriu, cu nu știu mai ce. Dar pentru că noi chemăm oamenii la o relație cu Dumnezeu, nu la o religie, noi nu avem popularitate. Domnul Iisus, pentru că chema oamenii la El, să creadă în El, El nu și-a făcut popularitate. El s-a recomandat ca salvator și mântuitor al sufletului meu și al tău. Veniți la mine și veți găsi o tignă pentru sufletele voastre. Asta nu o poți spune tu și niciun om nu poate spune că nu ești în stare să-i dai la om nici soluții, poate pentru ceva cu cei dator, pentru ceva care are nevoie. De cum să te atingi să-i dai liniște sufletului? Au fost mulți aiuriți așa care s-au ridicat făcând filozofie, până acolo încât au gândit că masele de oameni, liniștindu-și conștiința frământată și îngreuiată de păcate, de crime, în general burghezia, cei ce au condus lumea, bogați, au avut nevoie de teoria asta a evoluționismului, de invenția asta cu omul din maimuță. Crezând ca Voltaire, poetul ăsta din Franța, că îl scot afară pe Dumnezeu din ecuația vieții noastre, eu pot face ce vreau. Biblia de mult explicase că nebunul de-aia zice în inima lui că nu-i Dumnezeu, să-și poată face nelegiuirea. Dar oricât om vrea să tragem noi prelata sau perdeaua, Dumnezeu e dincoș de ele, e în noi. E în noi. Și atunci, când Domnul Iisus a acceptat discuția și dialogul care a existat într-adevăr, ați văzut că Domnul Iisus Hristos recunoaște asta că noi avem un timp și o vreme. Și de-aia nu a fost alarmist, a fost foarte realist. Băgați de seamă că într-o zi se închide timpul și ușa harului și a pocăinței. Dumneavoastră vă vine, crede așa? Mai mult, noi de noi ăștia mai tine, hai să las pe fratele Andruș mai bătrân cu fratele Ghițu să coborâm la noi. Va veni o vreme când nu ne va mai trebui nici distracția, nici petrecerea, nici tinereța, nici frumusețea, nici aventura, nici poziția, oportunității care o pot ocupa, nimic. Vom umbla de la o mare la alta noi tinerii. Ne va fi sete și nu vom găsi nici să mâncăm și să bem, dar nu mâncare și băutură, că asta cred că or fi de ne urâm de ele. Știți după ce ne va fi sete nouă la tineri? Zi, frate, ne-ți aude. Tare. Pentru că golul ăla tot nu-l vom umple, nici cu bani, nici cu distracție, nici cu fericirea asta de o clipă,
nici cu frumusețe, nici cu eleganță, nici cu metode de seducție. Golul ăla îl umple numai el, că e locul lui. Și când mă gândesc la asta ce a zis prorocul Amos și la ce spune Domnul Iisus aici, e știți cui vorbea, nu? Evreilor, că au venit la ai săi și ai săi. Știți că le vorbea foarte sincer, știți? Haideți să cădem un picuț de acolo să vedeți că și Iisus era limitat într-un timp. Și El se grăbea în lucrarea care o făcea să o facă în termenul dat. Și Iisus nu s-a putut pune mâinile la spate, n-o credeți? Dacă nu credeți, aștept să credeți. N-o așa zis. Astăzi, dacă auzim cuvântul, să nu ne împietrim inima. Credeți că și Iisus a fost într-un termen de lucrare. Uitați-vă la pasaj în continuare. În aceeași zi au venit câțiva farisei și au zis, pleacă și du-te de aici, că Irod vrea să te omoare. Duceți-vă, le-a răspuns el, și spuneți-i vulpea acelea, iată scot dracii și săvârșesc vindecări, astăzi și mâine și a treia zi voi isprăvi. Trebuie să umblu astăzi și mâine și poimâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară din Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime, care îi omor pe proroci și ucizi cu pietre pe acei trimiși la tine, de câte ori n-am vrut să strâng pe fiii tăi cum își strânge găina puii sub arii, dar voi n-ați vrut. Vi se lasă casa pustie, vă spun că mă veți căuta, până că mă veți, nu vă mă veți mai vedea, până veți zice, binecuvântat e cel ce vine în numele Domnului. La acel public la care îi spunea să se silească, să intre pe calea pocăinței și a mântuirii, că este termen și termenul ăla se poate împlini fără știrea noastră când Dumnezeu închide, nu-l mai poți deschide. Fraților, pentru neamuri a doilea avertisment grozav pentru noi. Noi nu suntem cu vocație, cu chemare, cu natură de a fi din cei care ni se adresează mântuirea. Noi am fost altoiți sălbatici într-un butuc sănătos, păgâni chemați să fim copii și oameni al lui Dumnezeu. Pentru noi Dumnezeu a făcut ceva special. O dat la o parte pe cei îndrept ca să ne aducă și pe noi aproape de El. Dumnezeu și-a făcut un dublu sacrificiu pentru noi, păgânii dintre neamuri. E important asta? Nu e prea important pentru dumneata dacă nu te interesează, dar ascultă-mă. Toate lucrurile din jur certifică faptul și îl dovedesc puternic și îl întăresc. Câteva clipe mai sunt până când Dumnezeu va deschide evreilor ușa și când se va întoarce Dumnezeu către ei și neamurile rămân afară. Atunci noi, cu toată frumusețea, priceperea, inteligența, cu tot ce avem noi, ne vom prăbuși că nimeni nu va mai veni către noi să se uite, că noi am avut 2000 de ani la dispoziție. Neamurile. Nu discută mult despre asta, nici pocăiți nu se prea frământă. Dar sincer să vă spun, credeți că Iisus a vorbit degeaba? Aici, când Domnul Iisus continuă cu discuția, le și transpune un tablou pentru că El are puterea asta, că El cunoaște și sfârșitul ca începutul. Știți asta, nu? Le spune că în ziua aia când El va veni și când se va închide ușa pentru noi, vor fi așa certuri acolo la ușa Lui. Va fi așa scandal acolo. Păi, dar eu l-am dus pe tata la adunare. Poate zice Niculu ăsta, nu? Păi, nu vă fratele Ghițu, prietenul familiei mele. N-ai predicat în stradă, n-ai predicat pe stradă, dar eu vă cunosc. Da, da, acel ce cunoaște spune că noi, ca lucrători fără de lege, nu ne-am sălit să venim pe calea asta strâmtă, lăsându-ne de lucrurile noastre, dezvățându-ne să facem rău, învățându-ne să facem bine, să fim mântuiți. Nu merge atâta că bunele maniere poate țin de cald. La Dumnezeu, fapta pe care o trăiești ține de concret. Cel ce mă cunoaște, o dovedește pentru că împăzește cuvântul meu. Asta mi-a trebuit la 16 ani să mă confrunt cu mine, să mă confrunt cu Scriptura, să mă confrunt cu realitatea. Mergeam la adunare în Valea Florilor și îmi plăceau cântările acei verișorul meu, și el știe. Era o minunăție să aud Scriptura, ce adunări făceau frați în dosul apului. Mă frământa teama că mă simțeam responsabil, că la vârsta asta nu o să faci prostii câte vrei, nu? Știe tata, nu știe tata, știe mama, nu știe, poți face ce crezi, că Dumnezeu numai te știe cine ești.
chiar dacă ești din familie de pocăiți. E, dar dați voie să vă spun un lucru. A fost o zi când am căzut în genunchi. Și n-am căzut în genunchi într-o adunare sau la predici lustruite, frate Gâscă, nu. La un bătrân din Dosunaple m-am dus acasă. Îl mai ții minte, frate Daniel Păuroscăvilă? La un bătrân care nu pregătire, nu predică, nu... Dar fratele știa cânta și știți ce l-a rugat? Citește-mi un psalm, că eu vreau să mă pocăiesc. Era dincolo la cineva peste drum, la Ica, la fata sa, când l-am temat acasă, de ce ai venit? Uite de ce ai venit. În loc să-mi citească, în loc să cânte o cântare, a ieșit în curte și urla acolo și s-a pus în genunchi. Dar unde sunteți ai mei? Pe tăți i-au rostit pe nume, Ica, Onuț, Sană, Nelu, unde sunteți? Vine ăsta străină al lui Rotos să pocăiască și ăștia la tămii unde? Hai mă în casă, străga sora Floare, hai că te văd oamenii, lasă-mă audă tăt dosul Napului, că ăsta fiind să se pocăiască și amnii nu se pocăiesc. Și fraților, din anul 1976, cu ajutorul lui Dumnezeu, a și fratele Ion de Martor și fratele Ghițu, îi mulțumesc lui care m-a smuls și m-a dus la lumina lui, laudă lui. Pentru că atunci când citim în Scriptură, când ne confruntăm cu Scriptura, fraților, din noi nu cred că este ceva să ne îndreptățească să nu ne pocăim. Cu noi nu ține sufletul, nu ține mintea, nu țin gândurile, nu țin sentimentele, nu țin poftele. Este atât de fug. Rămâne cuvântul lui Dumnezeu cu o lumină puternică, ca la apostolul Pavel, și tu n-ai decât să cazi la pământ și să răspunzi cum trebuie să răspund. Doamne, ce să fac? Umblam în Biserica Baptistă în vremea aceea prima dată și m-am sculat în picioare și le-am spus, fraților, așa cum predicați voi, eu nu mai pot să vin la voi. Rugați-vă pentru mine să mă schimbe și pe mine Dumnezeu, că numai așa mai pot să vin la voi. Uitați-vă la mine, măcar la amvon lăsați-mă să vă spun că nu mint. Știți cum sunt strâns? Ca albinele lângă mine, tăi s-o rugat pe lângă mine, peste mine. Și vă spun, am rămas predat în mâna lui Dumnezeu, am rămas mântuit, pentru următorul motiv. Dacă Domnul Iisus e prins într-un calendar, dacă noi suntem prinși între viață și moarte în timpul dat nouă, v-am mai dezvăluit un secret că și pocăința nu-i când vrem. E când ne cheamă Dumnezeu, dragilor. Cred că cu toții vă aduceți aminte de povestea veche a lui Sodoma și Gomora, nu-i așa? Îngerii aceia au primit misiune să se ducă să-l salveze pe Lot din năcazul care urma să vină. Când au ajuns la Lot, au pățit o năzdrăvănie, l-au salvat pe Lot de năzbâtiile care erau acolo în Sodoma, uriciunile la murdare. Dar dimineața a vrut să-i cruță viața lui Lot. Scrie așa Scriptura, scrie? Lot încă zăbovea. Păi cum să nu zăbovești? Astăzi mi-au fost copiii acasă, dinele și fata. Dați-mi voie să vă spun, cu cine mi-e drag să-mi petrec ziua, ziceți dumneavoastră, cu copiii. Ei, cum credeți dumneavoastră că Lot putea să fugă, să-și ia de saga în spate, să urce pe munte? Îl durea sufletul, era îngrozit, tremura o mărți la ginerii lui. Dumnezeu nimicește cetatea, trebuie să ieșim de aici. Ce credeau ginerii lui Lot? Că Lot? Glumește. Vai de mine dacă dumneavoastră gândiți că eu glumesc în asta. Vai de noi dacă oamenii când îi chemăm la pocăință cred că glumim. Vai de copiii noștri dacă cred că noi glumim. Dumnezeu n-a glumit cu noi, sunteți de acord? Ei, l-au apucat de mână cu forța, fiindcă Lot zăbovea, îl durea inima pentru ginerii lui. Așa viață o fi având ei, că printre toate lucrurile și mociri la societăți, își permiteau așa o viață de vorbă așa ușoară. Domnul Iisus n-a glumit când a zis nevoiți-vă. Dumnezeu n-a glumit când ne-a dat timp de pocăință pentru ca să ne întoarcem la El. În Sodoma și Gomora n-a fost glumă că în momentul când Lot și cu nevasta și fetele au ieșit din societate, Dumnezeu a nimicit localitatea. Zice Apostolul Petru și cuvântul acesta este așa de scump, fraților, și aș vrea să-l aveți și dumneavoastră la inimă, pentru că ne pregătește ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Apostolul Petru, în capitolul 3, la pagina 1198, a doua epistola lui Petru, spune așa.
Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru noi. Dorește ca niciunul să nu pierim, toți să venim la pocăință. Minunat-i Domn! O întrebare așa șoc, care am avut nevoie de ea, dar ai și tu nevoie de ea. Știi că Dumnezeu îți vrea bine, știi? Ești convins că Dumnezeu numai în binele tău face? Să știi că de-aia a zis Moise că stânca mea în care nu este nicio nelegiuire. Revin și spun, atât de mult ne-a iubit Dumnezeu, o iubit lumea, încât l-a dat pe singurul lui fiu, crede lucrul acesta, ca oricine se bizuie pe el, ascultă de el, să nu piară, să aibă viață. Și ascultă dacă nu-i destul. Este o soluție care aduce ceva în spatele ei. Cine crede în mine nu mai vine la judecată. O trecut din moarte? Hei, frate Găscă, cât fi de deștept un hoț, fură el cât fură. Dar și cel mai prost să fie aici hoț, să nu mai fure ce nu trebuie, să fure viața sau apuce să pună mâna pe ea. Amin. Păi, dragule, nu știu ce trebuie să eviți în lumea asta. Nu știu de ce trebuie să te gândești. Nu știu ce lucruri trebuie pe tine să te preocupe și să spui întrebări. Și de ajungi cumva să spui întrebarea asta, mă, m-aș duce la pocăiți, dar așa cum îți, mă, sunt ultimii, acolo cine trage, mă? Păi, uite-te, mă, când iasă popa, tătălaiul din oraș și după el. Uite-te, mă, când se duce și îi cineva, păi, sfinții de ăia, dar spun ceva. Dar spun ceva, frate, și ascultă-mă, prietene. Dar dacă ai dat de calea vieții să știi că tu vei fi convins de fie, fi numai tu pe ea, nu te mai lași. Știi, când dai de calea vieții și găsești în ea viața, că îl vei găsi pe Iisus, care e viața și învierea, tu nu te mai lași și de nu mai merge nimeni, tu mergi. Știi de ce? Îl vei cunoaște pe El. Vei trăi cu El. El sincer îți dă odihnă sufletului tău. Dar după aceea ai viața veșnică și ai evitat ceea ce nu te poate nimeni salva, să fie tot orașul ortodox, ori catolic. Tu vei merge și vei merge acasă la Domnul, ca așa a spus Apostolul Pavel, eu știu în cine am crezut. M-am luptat lupta cea bună, am mers pe calea asta cu avânt, uitând cei înapoi, m-am aruncat pe cei înainte. De acum mă așteaptă ceva. Simt, văd, știu, cununa vieții care mi-o va da Domnul ziua aceea, nu numai mie, tuturor celor ce au intrat pe calea asta și așteaptă, și așteaptă ziua aceea să vină Domnul și să ne dea la toți răsplata mergând. Sau mă duc acasă la Domnul. De mi se desface casa asta trupească a cortului meu, am o clădire la Dumnezeu și eu mă duc la ea pentru că e făcută pentru mine. Domnul mi-a pregătit un trup ca cea lui. În timpul vieții sale, nu numai că îi cheamă să se nevoiască să intre pe calea aceasta. Domnul Iisus le spune ucenicilor așa în particular la o discuție privată. Vi se tulbură inima că mă duc? Nu vă las singur, vă trimit un mângăitor. Mulțumim, Doamne, că l-ai trimis. Duhul meu care va fi în voi, va fi cu voi. Dar mă duc să vă pregătesc un loc și după ce îl pregătesc mă întorc să vă iau acolo cu mine. Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Nu știu, fraților, nu știu cum să vă spun. Văd, cântați, vă închinați. Dar dacă această emoție, acest vârtej al promisiunilor lui Dumnezeu ne cuprinde și venim din stricăciunea aia din lume în care eram, în momentul când suntem pe calea asta mântuirii, ce ar trebui să ne caracterizeze, că așa e făcută ea. O bucurie negrăită și strălucită, veșnică, trebuie să ne încununeze, fraților. Pentru că un om mântuit are în gură o cântare de laudă, are pe el o haină nouă și Dumnezeu nu mai arată cu degetul. El are pace cu Dumnezeu în Hristos, binecuvântat să fie Domnul. Să întorc un pic așa, înapoi să vedeți că e așa. Oricât de ortodox am fost, nu îndrăzneam la Dumnezeu. Chiar dacă m-am dus la biserică cu tata și mama și aveam prietenii și cu preotul, că venea la tata ca și corator și aveau discuții și aveam îndrăzneală să mai zic câte un lucru. N-aveam credință.
Chiar dacă nu făcusem vorba fraților de aici, poate nu știu ce, o crimă sau ceva, dar dați-mi voie să vă spun, fraților, în sufletul meu aveam nevoie de pace cu Dumnezeu, să nu mă mai amenință judecata lui Dumnezeu. Învățătura toată era că dacă îți duci cumva viața, dacă te duci cumva pe drum, dacă ești plăcut Dumnezeu, știi, poate că Dumnezeu are milă. Dacă nu, era învățătura aia, în purgatoriu pe acolo, nu știu dacă se întâmplă să treci pe acolo, să reziști acolo. Era ceva cu totul nesigur în toată căutarea mea sufletească. E, când am venit și am primit Evanghelia, când am primit cuvintele Scripturii, când în Scriptură tot ce v-am predicat mi s-a oferit și mie, credeți-mă, am găsit har, îndurare și pace. Și pe fraților, în pasul al doilea, când bisericile erau înflăcărate în anii 76-80, botezurile cu Duhul Sfânt era ceva ce frații nu mai puteau, numai între asta stăruiau. Ei, m-a umplut Dumnezeu cu puterea asta. Eu vă spun, fraților, nu mi-a mai fost rușine că sunt grupul căinii de Osunapului cu fratele lui păstorul. Nu mi-a mai fost rușine că mai aveam o fată pe Irina din Vâlceale care cântă foarte frumos. Nu mai era rușine, fratele Lia Șuteu era prietenul meu cu care făceam de multe ori drumuri și evangelizări. Vă spun, a fost o încântare că m-am pocăit. Dumnezeu i-a chemat și pe părinții mei, Dumnezeu i-a chemat și din neamul meu și nici nu m-am așteptat pe cine o mântui Dumnezeu. Dumnezeu o mântui pe mulți din cea numare văzându-ne pe noi că ne-am întors la Dumnezeu. Pentru ce? Am prins curaj, m-am dus și din loc în loc am avut altare scumpe cu frațe pe calea mântuirii. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Ori se încheie învățătura și spune așa, aici în Evanghelia după Luca. Iată că sunt unii din cei ce stau aici, din cei din urmă care vor fi cei din tâi. Unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Câteodată ne surprinde pe cei care suntem de mult pe calea pocăinței, vine unul de câteva zile, de câteva săptămâni, de câțiva ani și arată atâta îndrăzneală, atâta râvnă, atâta curăție, atâta pocăință. Îndată ne busumflăm un pic. Atunci ești pocăit, cum se întâmplă treaba asta? Asta știți cum se întâmplă. El e în dragostea din tâi. Eu trebuie să mă duc să-mi caut dacă mi-am părăsit dragostea din tine. Unde o am lăsat? El îi plin de râvnă pentru că e o flacără vie aprinsă de Domnul. Poate la mine mai fumegă numai mucul. Trebuie Dumnezeu să reaprindă. Deopotrivă, Iisus i-o chema și pe cei pocăiți de mult și pe cei nemântuiți să se întoarcă cu toată inima la Domnul. Amin.